Bine v-am găsit! Lecția de astăzi va fi tot una practică și de data aceasta vom folosi ideile pe care le-am prezentat în primul videoclip, de data asta pentru a realiza analiza unor argumente. Mai precis, iată ce veți învăța astăzi. Pe de-o parte, vom introduce o noțiune nouă și anume aceea de indicator verbal ai argumentării. Iar în al doilea rând, vom exersa identificarea premizelor și a concluziei unui argument dat. Să începem. Încep prin a vă reaminti care este structura unui argument. Astfel, orice argument este alcătuit din premize sau temeiuri și concluzie sau teză. Concluzia sau teza este ceea ce trebuie dovedit, iar premizele sau temeiurile reprezintă propozițiile cu ajutorul cărora dovedim sau întemeiem teza. Vă amintesc de asemenea că aici cuvântul propoziții este folosit în sensul logicii, adică de enunț ce poate fi adevărat sau fals. Există o convenție pe care o veți întâlni atât în exercițiile pe care le vom rezolva din manual sau din alte surse, cât și prin diferite culegeri sau subiecte de examen. O convenție, spuneam, privitoare la modul în care este prezentat un argument. Și anume, această convenție ne spune că întâi sunt prezentate premizele, pentru ca apoi să fie prezentată concluzia. Fiind doar o convenție de prezentare, în practică, premizele și concluzia pot fi prezentate în orice ordine. Adică, pot fi prezentate, să zicem, pentru un argument care conține două premize, P1 și P2, respectiv concluzia, pot fi prezentate astfel, P1 și P2, prin urmare, concluzia. În al doilea rând, putem enunța întâi concluzia și apoi premizele, sau putem insera concluzia între cele două premize. Iată câteva exemple. Teritoriul Franței este mai mare decât cel al Germaniei, iar populația Franței este mai mică decât cea a Germaniei. Înseamnă că, sau rezultă că, sau deci, densitatea medie a populației este mai mare în Germania decât în Franța. Cineva care ar argumenta în acest fel, ce ar încerca să dovedească? Ar încerca să dovedească faptul că densitatea medie a populației este mai mare în Germania decât în Franța. Prin urmare, această propoziție este concluzia argumentului. Vom proceda în felul următor. Vom numerota propozițiile. Prima propoziție este teritoriul Franței e mai mare decât cel al Germaniei. A doua propoziție, atenție, propoziție în sensul logic, este populația Franței e mai mică decât cea a Germaniei, cuvântul iar aici are doar rol de legătură între cele două propoziții. A treia propoziție, densitatea medie a populației este mai mare în Germania decât în Franța. Putem semnala aici expresia înseamnă că, la fel, expresiile echivalente rezultă că, respectiv deci, și vă invit să le țineți minte pentru că vom discuta despre ele puțin mai târziu. Așadar, care este forma de prezentare a acestui argument? Premiza 1, propoziția 1 este premiză și premiza 2, deci concluzie. Același argument însă poate fi prezentat și astfel. Densitatea medie a populației în Germania este mai mare decât în Franța, dat fiind că teritoriul Franței este mai mare decât cel al Germaniei, pe când populația Franței e mai mică decât cea a Germaniei. Este același argument, prezentat într-o formă diferită. Vă invit să rețineți expresia dat fiind că. De asemenea, expresia pe când are și aici rol de legătură și nu doar. Aici, argumentul începe cu concluzia, dat fiind că sau deoarece, premiza 1 și premiza 2.
Repet, acesta nu este un argument diferit, este același argument, doar că este prezentat într-un mod diferit. Iată și o a treia variantă de prezentare. Populația Franței e mai mică decât cea a Germaniei. Deja știm acum că aceasta este o premiză, deci premiza 1. Înseamnă că densitatea medie a populației este ceva mai mare în Germania. Prin urmare, concluzia, din nou apare expresia înseamnă că, deoarece, premiza a doua. Din nou, avem aici o expresie ce introduce premiza a doua. Așadar, același argument poate fi prezentat în practică în forme diferite. Din nou, nu sunt argumente diferite, este același argument. Am văzut mai devreme expresii precum deci, rezultă, înseamnă că, pe de-o parte, sau expresii precum deoarece, pentru că, de vreme că, dat fiind faptul că, expresii ce însoțesc concluzia sau premizele unui argument. Aceste expresii pot fi folosite drept indicii ale prezenței unui argument și de aceea se numesc indicatori verbali ai argumentării. Evident, vom avea două categorii de astfel de indicatori. Indicatori verbali ai concluziilor, cum sunt expresiile deci, rezultă că, așadar, probabil că, sunt aproape sigur că, și așa mai departe. Și indicatori verbali ai premizelor, cum sunt expresiile pentru că, deoarece, dat fiind că, știind că, și așa mai departe. Acești indicatori verbali ai argumentării, din nou, sunt indicii ale prezenței unui argument. În legătură cu aceste expresii trebuie făcute două observații. Prima observație este aceea că uneori indicatorii nu sunt prezenți, adică prezența indicatorilor nu este necesară pentru a avea un argument. Așadar, dacă indicatorii lipsesc, nu înseamnă că nu avem un argument, ci înseamnă pur și simplu că nu sunt prezenți. De asemenea, trebuie să fim atenți că expresiile de mai sus, unele dintre ele, pot avea și alte utilizări. Un exemplu în acest sens este expresia pentru că sau deoarece. Aceasta, uneori, este indicator de premisă. Am văzut deja în exemplele de mai devreme. Alteori însă exprimă motivul unei acțiuni sau explicația unei acțiuni și atunci nu este indicator verbal al argumentării. De exemplu, dacă spun am mers la magazin pentru că am vrut să cumpăr pâine, aici, în mod evident, nu avem un argument. Aici, pentru că nu introduce o premiză, ci pur și simplu introduce motivul, am vrut să cumpăr pâine, sau obiectivul, unei acțiuni, aceea de a merge la magazin. De aceea, pe de-o parte, prezența indicatorilor nu este necesară pentru a avea un argument, iar pe de altă parte, deoarece acești indicatori, unii dintre ei, pot avea și alte utilizări, înseamnă că prezența indicatorilor nu garantează prezența unui argument. Acesta este motivul pentru care am spus mai devreme că indicatorii verbali ai argumentării sunt doar indicii. Adică trebuie să verificăm dacă într-adevăr acolo se află un argument și cum facem acest lucru. Verificăm dacă există concluzie și premisă. Punând aceste lucruri, putem trece acum la exemplele pe care vi le propun astăzi spre analiză. Primul exemplu este un citat din filozoful grec Aristotel, care spune așa: bunăvoința seamănă cu prietenia, fără a fi totuși prietenie. Căci bunăvoință putem avea și față de persoane necunoscute, de care poate rămâne ignorată, dar prietenie nu. Primul pas este să verificăm dacă pasajul nostru conține eventual indicatori verbali ai argumentării. Și recunoaștem aici expresia căci, care este un indicator, în mod obișnuit, este un indicator verbal al premizelor. Prin urmare, ce urmează după căci reprezintă premiza sau premizele argumentării. Putem numerota propozițiile. Concluzia argumentului este chiar prima propoziție. Bunăvoința seamănă cu prietenia, fără a fi totuși prietenie. Putem considera aici
că sunt două propoziții. Prima ar putea să fie bunăvoința seamănă cu prietenia. A doua propoziție, bunăvoința nu este prietenie. Pentru simplitate de data aceasta, vom considera că aici avem o singură propoziție. Iar această propoziție este chiar concluzia. Premizele vor fi propozițiile următoare. De ce am putea să-l întrebăm pe Aristotel, consider că bunăvoința este asemănătoare prieteniei, dar nu este identic cu prietenia? Deoarece, și acum ar trebui să urmeze premizele, deoarece putem avea bunăvoință față de persoane necunoscute, aceasta ar fi prima premiză, bunăvoința pe care o arătăm față de persoane necunoscute poate fi ignorată, aceasta ar fi propoziția a treia, prietenie nu putem avea față de persoane necunoscute, iar acele persoane nu ne pot ignora prietenia. Acestea sunt premizele. Dacă ar fi să prezentăm acest argument în forma convențională, ar putea fi ceva de felul acesta. Prima premiză ar fi, putem avea bunăvoință față de persoane necunoscute. Bunăvoința poate fi ignorată de persoanele necunoscute. Nu putem avea prietenie față de persoane necunoscute. Prietenia nu poate fi ignorată de persoanele cărora le arăt. Acestea ar fi premisele, iar concluzia este prima propoziție, și anume bunăvoința seamănă cu prietenia fără a fi prieteni. Acesta ar fi argumentul lui Aristotel prezentat într-o formă explicită și într-o prezentare convențională. Să mergem mai departe. Următorul exemplu. Observ și la alte popoare din America condiții de prosperitate asemănătoare cu cele ale angloamericanilor, mai puțin legile și moravurile lor. Iar aceste popoare sunt săraci. Deci, legile și moravurile angloamericanilor alcătuiesc explicația specifică a măreției lor. Este un citat din lucrarea despre democrație în America a autorului Alexis de Tocqueville. Concluzia argumentului său este indicată destul de clar prin expresia deci, așadar ceea ce vrea să dovedească Tocqueville este că legile și moravurile angloamericanilor explică măreția acestea. Și pe ce premize se bazează? Prima premiză pe care se bazează Tocqueville este observația că alte popoare au condiții de prosperitate asemănătoare cu ale angloamericanilor. Pe de-o parte, aceasta ar fi prima propoziție. A doua propoziție, exprimată aici cumva incomplet, ar fi că acele popoare care au condiții de prosperitate asemănătoare cu ale americanilor nu au legile și moravurile acestora. Iar a treia premiză ar fi că respectivele popoare sunt sărace. Din aceste trei premize rezultă, ne spune Tocqueville, că legile și moravurile angloamericanilor sunt explicația măreției acestea. Așadar, avem trei premize, premiza 1 și premiza 2 și premiza 3. Deci, concluzia. Aceasta este forma acestui argument. Ultimul fragment pe care vreau să-l analizăm astăzi este dintr-o scrisoare a unui cititor către un ziar central. Am preluat fragmentul dintr-un manual de logică ceva mai vechi, scris de profesorul Dragan Stoianovici. Iată fragmentul. Oamenii politici fumători nu mi-au inspirat vreodată încredere, căci o persoană care nu-și dă seama că fumatul nu-i face bine și nu are voință să se lepede de acest viciu, cum să-și dea seama de ce e bine și ce e rău pentru poporul pe care îl conduce și cum va avea voința să-l apere? Cititorul vrea să întemeieze ideea conform căreia oamenii politici fumători nu sunt de încredere. Aceasta ar fi prima propoziție a argumentului său și
este și concluzia argumentului, introduce premizele cu ajutorul expresiei căci. Este adevărat că, gramatical vorbind, nu avem aici propoziții, ci avem o serie de întrebări. Dar ne putem da seama din context că aceste întrebări sunt de fapt întrebări retorice, adică sunt simple modalități prin care el exprimă de fapt niște propoziții. Și anume, premiza sa este aceea că o persoană care nu realizează că fumatul e dăunător și nici nu are voință să se lepede de acest viciu, nu își va putea da seama de ceea ce este bine și ce e rău pentru poporul pe care îl conduce și nici nu va avea voința să-l apere. Așadar, putem spune că până aici avem propoziția a doua și putem spune că aici, până aici, ar fi propoziția a treia. Așadar, argumentul său ar fi P1, care este și concluzia, deoarece P2 și P3. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc!